Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Eddie și astăzi vom discuta despre cererea și reciclarea argintului, sunt în plină expansiune. Argintul, bijuteriile și povestea din spatele boom-ului de cerere și reciclare. Bun, după cum bine vedeți, este o știre din China, pentru că sunt două lucruri diferite ce se întâmplă în lumea din vest și în lumea din est. Adică, ce știri vedem în America, în Australia, în Germania? Nu știu dacă nu au legătură cu realitatea, dar în principiu sunt total diferite față de ce se întâmplă în țările BRICS cu piața metalelor prețioase, da? Și am ales să mă axez pe regiunea BRICS, să văd, deoarece până la urmă este o piață emergentă, știi? Și mă interesează să văd ce măsuri au ei. Eu consider că BRICS-ul este viitorul și vedem în ce direcție se îndreaptă piața metalelor prețioase din regiunea BRICS sau din regiunea Belt and Road Initiative, da? Care este un proiect imens al Chinei, cel mai mare proiect de infrastructură de când există lume. Și în principiu, cam da, mă interesează ce se întâmplă acolo, deoarece cu siguranță ne va afecta și pe noi, știi? Bun, înainte să-i dăm drumul la treabă, nu uita să te abonezi pe blogul meu, să devii un membru, este gratuit, primești noutăți, primești știri gratuite, abonamentul este gratuit, la fel și pe YouTube, poți să te abonezi, că nu ai nimic de pierdut, doar de câștigat, știi? Bun, și hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem despre ce este vorba. Într-o lume plină de schimbări, o tendință strălucitoare a apărut în domeniul bijuteriilor, argintul. De la strălucirea sa pe podiumul modei, la valorile sale fluctuante, pe piața globală, argintul a devenit vedeta momentului. Dar, în principiu, vezi, în China se vorbește despre cererea și reciclarea argintului, că sunt într-un boom. Pe când în America, în Anglia, în Europa, nu se aude absolut nimic. Sau, oricum, se aude și de argint, dar nu ce trebuie, știi? Bun, în cursul acestui an, argintul a demonstrat un comportament ca prețios, urcând și coborând în valoare, cu contractul principal de pe bursa de mărfuri din Shanghai, atingând chiar pragul de 6.000 de yuan pe kilogram la mijlocul lunii septembrie. Această creștere a stabilit un nou record pentru anul în curs, alimentând cererea pentru bijuteriile din argint și activitatea de reciclare a acestui prețios metal alb. Vezi că eu v-am mai spus faptul că reciclarea metalelor prețioase e o afacere foarte bună, doar că îți trebuie niște bani, îți dai seama că până la urmă plătești niște metale prețioase, chiar dacă sunt reciclate. În Turcia am impresia că sunt firme care vând aur reciclat, nu știu dacă și argint de reciclat, dar afacerea de reciclare a metalelor prețioase este să colectezi tu ce cam tot ce folosește metale prețioase și să scoți metalele prețioase din ele, știi? Și pentru asta necesită niște bani, că ca să, spre exemplu, ca să scoți, nu știu, un gram de argint, spre exemplu, din telefoane, cred că îți trebuie undeva în jur de vreo 1000 de telefoane sau 500 de telefoane. Ceva de genul, știi? Adică mie migăleală și acolo, dar da, îți trebuie o facilitate, îți trebuie, îți dai seama, spațiu, îți trebuie scule, că trebuie să iei mult gunoi ca să poți să recuperezi niște metale prețioase, știi? Bun. În inima Chinei, orașul Jiyuan din provincia Henan este unul dintre cele mai importante centre de producție a argintului. Fan Mingxia, managerul unei bijuterii din aur și argint din acest oraș, dezvăluie că vânzările de bijuterii din argint au crescut cu aproximativ 10% în luna octombrie față de septembrie. Cu sezonul de vârf pentru vânzări care se apropie odată cu venirea iernii, stocurile de bijuterii din argint au fost ajustate corespunzător pentru a satisface cererea în creștere. În spatele scenelor, în atelierele specializate de topire a argintului, muncitorii se ocupă de procesul de topire a materialului reciclat de argint. Conducătorul unui astfel de atelier a dezvăluit că, în ultima perioadă, cantitatea de argint reciclat a crescut semnificativ față de acum 6 luni,
subliniind importanța susținută a reciclării în industria bijuteriilor. Nu sunt doar cerceii, colierele și brățările care atrag atenția. Obiectele de argint frumos, precum ustensilele pentru ceai, pietenii sau paharele, sunt la fel de apreciate de către consumatori. Wang Jun, directorul atelierului unei companii de bijuterii din aur și argint din orașul Jiuyuan, a dezvăluit că în martie reciclau aproximativ 2 tone de argint pe lună. Însă acum cantitatea reciclată a ajuns la cel puțin 6 tone pe lună, iar comenzile pentru reciclarea argintului sunt programate până în mijlocul lunii noiembrie. Pe măsură ce prețurile argintului și cererea pentru bijuterii din acest metal rămân ridicate, această poveste fascinantă despre argint se dezvoltă și mai mult. Un material prețios, o industrie înfloritoare și o poveste a pasiunii pentru frumusețea și valoarea sa. Argintul a ajuns cu siguranță în centrul atenției. Da, deci în principiu oamenii se axează pe reciclare și cererea pe reciclare este în creștere. Asta înseamnă că și clienții o să cumpere bijuterii din metale prețioase reciclate, știi? Că ăștia nu fac doar lingouri sau monede sau doar de investiție, știi? Că ai văzut, fac pieteni, fac pahare, fac că ei recuperează un argint și îți dai seama, nu poate să fie argint 999, știi? Din ce recuperează ei. Și automat ei trec pe bijuterii, pe pahare, pe căni, pe tăvi, pe, că ai văzut, ăla e 800 sau pe cele care nu scriu, înseamnă că este făcut din argint reciclat. Da? Și la argintul reciclat, bine, în general, argintul reciclat este argint industrial, iar puritatea sa este 0,800. Și se poate întâmpla să găsești anumite obiecte din argint pe care să nu specifice. Dar dacă nu specifică pe ele, recomandarea mea este să nu cumperi. Dacă, oricum, până la urmă, oricine poate pune o ștanță pe un obiect și să spună că este din argint. Eu de asta vă și încurajez să cumpărați monede sau lingouri, știi? Că acolo ai o certitudine. Moneda, orice monedă este, o cauți pe Google, afli greutatea ei, o cântărești și vezi dacă corespunde. Dacă nu corespunde, clar este folosit alt metal și în cazul acesta nu este argint sau aur. Da? Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.